Conform noilor prevederi ale codului fiscal, casele de pensii nu mai pot popri drepturile pensionarilor decât în urma unei adrese de înștiințare a popririi și a unui titlu judecătoresc executoriu emis de o instanță la solicitarea executorilor judecătorești și a administrațiilor fiscale. Pot face aceste popriri executorii judecătorești, administrațiile financiare, da? Noi avem obligația de a face aceste rețineri doar în baza unor titluri executorii. Aveți idei așa cam câte pensii sunt poprite la ora aceasta? Da. La această lună sunt popririle pe pensii într-un număr de 2843 de dosare de pensii. Și acestea automat sunt... Deci noi primim adrese de înființare poprire în baza de acestor adrese trebuie să înființăm poprire, da? Noi avem obligația de a înființa poprire de îndată asupra drepturilor de pensie. În trimestrul al treilea exista în județul Neamț un număr de 2843 de popriri pe pensiile nemțenilor cu diverse creanțe neachitate la bănci, case de ajutor reciproc ale pensionarilor sau alte datorii cărora pensionarii nu le-au mai putut face față din cauza veniturilor insuficiente.